configurația inițială pentru blocul nu consta în 196 de MB de RAM, consta într-un server Apache și un PHP configurat FastCGI. Configurația asta ținea undeva la 10 bloguri active. Asta se întâmpla în urmă cu un an, mai bine cred, un an, când am avut clipul. Ok, în urmă cu un an. Acum folosim 1,2 GB RAM și pe partea de server web folosim o piesă rusească. Îi spune Nginx. E folosită de și de WordPress.com. Și pe partea de PHP folosim o versiune de PHP îmbunătățită. Îi se spune PHP FPM. Înseamnă PHP FastCGI Process Manager. Cool până aici. Așa. De ce am ajuns să... sau... care sunt chestiile, avantajele oferite de serverul Web Nginx, care îl folosim? E consumul redus de memorie. Adică avem undeva la 8 MB de RAM și servește până la 1000 de cereri statice. Funcționează ca și reverse proxy. Asta înseamnă că WordPress stă undeva în spate și Nginx stă undeva în față. Toate cererile care vin, paginile, pozele, fișierele CSS și așa mai departe sunt trimise direct de către Nginx. Iar partea de aplicație, de WordPress din spate, este trimisă la backend-ul de PHP, unde rulează WordPress mult. Așa? Un alt avantaj foarte important e transmiterea de fișiere accelerate. Asta înseamnă că nu trebuie să țin un proces de PHP deschis ca să trimit un fișier dintr-un anumit bloc, ci se trimite automat de către serverul web. Ce știe să facă PHP FPM? Funcționează ca și... adică este un manager de procese PHP. Funcționează ca și server de aplicație, adică se poate separa serverul web de WordPress, de aplicația WordPress. Și, bineînțeles, permite rularea de procese PHP cu diferite drepturi, nu știu, per blog, per pool, mai complicat. Ok. Acum, după cum ați văzut, în primele slide-uri, resursele pe care rulează blogul încercăm să le exploatăm, să le valorificăm la maxim. Și printre altele am testat două chestii pentru WordPress. Primul e WP Supercache, care e un plugin foarte bun în momentul în care ai foarte mult trafic pe blog. Acum, ca să vă imaginați, dacă ar fi să rulez paginile de fiecare dată când sunt accesate, nu știu, s-ar putea rula, să zicem, 100 de pagini simultan. Dacă e să rulezi prin Supercache, poți să ajungi la 1000, 2, 3, adică de 3 până la 30 de ori mai mult. Și ce mai folosim este un alt cacher pentru PHP, îi spune APC, care face cache la fișierele PHP în memorie, gata compilate. Acesta din urmă îmbunătățește performanța de generare a paginilor. Adică, chiar dacă avem WP Supercache dezactivat, normal am putea servi, să zicem, 100 de pagini simultan. Cu APC am putea ajunge undeva la 400-500. Ok, și acesta este... așa, în primul rând, Supercache am scris că e dezactivat, deoarece e incompatibil cu
cu unele plugin-uri. În momentul de față lipsește, din punctul nostru de vedere, o modalitate de a spune ok, nu vreau să-mi cache-ui partea asta dintr-o pagină. Așa, și APC încă nu este destul de matur pentru producție. Așa, și acum cum dezvoltăm? Apropo, ce ați văzut până acum e în premieră, adică n-am mai dezvăluit niciunde, nimănui, nici când, cum rulează WordPress pe blogul. Și acum, cum dezvoltăm? Ok, am început blogul ca și un proiect pentru prieteni. Veneau mulți prieteni care le-am instalat Windows. Să ne roage să le facem și lor un blog. Și am zis, ok, sunt deja prea mulți, hai să găsim o soluție prin care putem să le facem blog ușor, să nu le facem foarte mult la cap. Și în etapa aia, zicem, etapa pre-alpha, am pus WordPress mult direct pe server, toate modificările le operam acolo, erau 3-4 bloguri. După aceea am trecut în etapa alpha de blogul și etapa beta. Prima variantă de versionare, în care aveam un server de CDN, în care puteam să introducem modificări, să revenim la versiunea anterioare și de acolo o puneam online pe blogul lui. Varianta asta e aproximativ ce folosim și acum, doar că am mai decentralizat chestiile de acolo, din CDN. Și în varianta actuală, adică varianta beta 2, avem un CDN Core, unde ținem efectiv aplicația de WordPress. Avem CDN Plugins, unde ținem plugin-urile instalate, facem modificările acolo, le testăm. Avem MOOC Plugins, unde ținem plugin-urile specifice pentru WordPress MOOC. Și mai avem un CDN pentru teme. Toate astea sunt legate între ele prin ceea ce se cheamă CDN External, nu știu cât sunt familiar. Așa, de acolo putem să testăm pe un server de test, după care să punem direct online pe blogul lui.